Sâmbătă a fost o zi tristă pentru credincioșii ortodoxi din județul Hunedoara, când a fost condus pe ultimul drum preasfințitul Părinte Gurie, episcopul Devei și Hunedoarei. Peste 1000 de credincioși au luat parte la slujba de înmormântare, oficiată de un sobor impresionant de preoți și care a avut loc la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae din Deva, care a putut fi urmărită și pe două ecrane gigantice amplasate în fața lăcașului de cult. La slujba de înmormântare au oficiat trei mitropoliți, fiind vorba despre înalt preasfințiții Ioan al Banatului, Laurențiu al Ardealului și Teofan al Moldovei Bucovinei, precum și doi arhiepiscopi, înalt preasfințiții Irineu de Alba Iulia și Teodosie al Tomisului. Un pios omagiu a fost adus și de 11 episcopi, părintele Gurie fiind condus pe ultimul drum de preasfințiții Andrei al Harghitei, Galaction al Alexandrei și Teleormanului, Ignatie al Hușilor, Justin al Maramureșului și Sătmarului, Lucian al Caransebeșului, Nicodim al Strehaiei, Siluan al Ungariei, Sofronie al Oradiei, Timotei al Spaniei și Portugaliei, Vincențiu al Sloboziei și Visarion al Tulcii. La slujba de înmormântare au mai oficiat preasfinții părinți Benedicat, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Damaschin, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Emilian, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului și Nestor, episcop vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Mi-am pus această întrebare. De ce nu eu și de ce el? Și am zis într-un mine. El și-a făcut datoria. Am primit tot ce a dat Dumnezeu să facă și tu nu ai împlinit încă tot. Ție îți mai dau încă timp de pocăință. El și-a împlinit datoria pe care o dăduse Dumnezeu și l-a chemat la El. Iubiți frați și surori, Dumnezeu nu ia la rând, ci Dumnezeu ia din rând pe cine voiește El. Preasfințitul Părinte Gurie, internat la spitalul din Deva, de pe data de 8 octombrie, a încetat din viață joia trecută în urma unui stop cardiorespirator cauzat de complicațiile medicale survenite după infectarea acestuia cu COVID-19, în timp ce era transportat spre un elicopter care să-l ducă la Târgu Mureș, unde eforturile medicilor de a-l resuscita au fost zadarnice. Sâmbătă, în jurul orei 14:30, sicriul cu corpul neînsuflețit al preasfințitului Părinte Gurie a fost coborât în mormântul care a fost săpat în incinta Catedralei Episcopale Sfântul Ierarh Nicolae din Deva. Thank you.
Preasfințitul Părinte Gurie avea 52 de ani, era doctor în teologie și după ce a urcat toate treptele preoțești, a păstorit Episcopia Devei și Hunedoarei de la înființarea acesteia în octombrie 2009.